Proprietarul salonului este Mihai Ciocanu, unul dintre cei mai cunoscuți anticari din spațiul românesc. Pasiunea sa pentru antichități vine încă din copilărie, când aduna colecții modeste de timbre și monezi. Astăzi, în magazinul care aduce la muzeu se află lucrări inedite, cum ar fi acest barometru german, confecționat în secolul XIX, care poate prezice timpul de afară datorită unei vâne de bou. Vâna de bou, în funcție de umiditatea aerului, are capacitatea de a se contracta sau obiceiul de a se contracta sau dilata. Respectiv, atunci când e timp de ploaie, bărbatul se dă la dos, fuge la dos și femeia iese în ploaie. O altă bijuterie a salonului este și această bombonieră, o lucrare exclusivă care costă peste 4.000 de lei. Regina le împărțea la balurile regale, le împărțea ca mici atenții damelor. Această bombonieră a trezit un asemenea interes în toată clasa aristocratică a Italiei, încât pizza margherita și-a găsit denumirea după această bombonieră. Bărbatul spune că a rămas plăcut surprins de faptul că majoritatea vizitatorilor sunt tineri. Aceștia sunt atrași cel mai des de cărți de mâna a doua, care pot fi cumpărate chiar și cu 20 de lei. Tot timpul aveam un fel de cumpărător specializat, sau cumpărător, sau vizitator specializat, care venea să se uite, îl interesa monedă veche sau icoană veche sau nu știu. Aici e altceva. Aici am simțit Chișinău viu, Chișinău tânăr, vin niște tineri extraordinar de frumoși, foarte culți. Cumpărătorii spun că vin la salon ori de câte ori vor să achiziționeze un lucru inedit, fie pentru a-l dărui, fie pentru a-l păstra în propria locuință. Sunt momente când vreau ceva să fac un cadou mai deosebit unei persoane dragi, de aceea am intrat să văd ce este în acest magazin. Эти вещи нас приближают больше к истории, и мы можем что-то употребить в интерьере. Ну, каждая вещь имеет свою стоимость, и если она того стоит, то мы готовы дать и, ну, 1000 лей, 300, и, ну, есть и дороже, конечно. Colecția de antichități, care numără obiecte de artă de la neogotic până la modern, este suplinită continuu. Pe lângă acest salon, în Chișinău activează cel puțin încă 3 magazine specializate pe obiecte vechi.